Pielea îndeplinește nu numai funcții de protecție, protejând mușchii și organele interne de leziuni. Este o barieră pentru miliarde de agenți patogeni care pot compromite sănătatea animalului de companie. Prin urmare, orice boală de piele la pisici ar trebui luată în serios. Pielea nesănătoasă este poarta de acces pentru bacterii, viruși și alți agenți patogeni ai multor boli. Pe lângă funcția de protecție, pielea participă la sinteza diferitelor vitamine, asigură termoreglare și elimină toxinele din organism. Bolile pielii la pisici afectează negativ sănătatea în general, imunitatea scade, funcționează organele interne și toate sistemele se deteriorează. Prin urmare, dacă observați modificări ale stării pielii, indiferent dacă sunt ulcere la pisici pe piele sau erupție aparent inofensivă, ar trebui să consultați un specialist. Există zeci de boli de piele și sute de forme ale manifestărilor lor. Multe sunt similare simptomatic atât de mult încât niciun medic cu experiență nu diagnostică corect boala imediat. Dacă observați răni pe pielea pisicii, nu vă puteți baza pe automedicație. Nici nu ar trebui să încercați să vă tratați animalul de companie cu unguiențe complexe. Acest lucru va complica doar diagnosticul. În plus, tratamentul prin orice mijloace face testele de laborator ineficiente. Va trebui să așteptați o săptămână înainte ca medicul să poată lua material pentru cercetare. Aveți răni sau răni pe pielea pisicii? Mergem imediat la medic, fără a trata zonele afectate. Bolii frecvente ale pielii pisicii. Fungic și dermatita bacteriană, pielea este inflamată, înroșirea și modificările de structură. Tubercul, brazde, se văd în mod clar. Într-o pisică descoamare a pielii, în multe, dar nu în toate, cazurile, apare mâncărime severă, care de obicei se intensifică seara. Uneori animalul de companie zgârie pielea până când sângerează, se rostogolește pe podea și roade zonele afectate, ca și când ar încerca să prindă un purice, părul cade local. Petele de chiel sunt clar definite. În centrul plasturilor chielii, pielea este cea mai inflamată, de-a lungul marginilor poate părea practic sănătoasă. Tratament, sprijin pentru imunitate și un remediu bine ales, care ucide bacteriile sau ciupercile identificate. Dermatita flea este o reacție alergică la deșeurile și mușcăturile de purici. La o pisică, se formează răni pe piele în câteva minute după mușcătură, o focă roșie cu mâncărime. Pisicile hipersensibile dezvoltă o erupție de la coroană la coadă, își zgârie pielea până când sângerează, devin nervoase și își pierd apetitul. Tratament, execan în jumătate de cub odată pe zi 5 zile. Purici, dermatoza alergică, o reacție la un alergen conținut în alimente. În cele mai multe cazuri, pisica se zgârie mult timp, dar arată sănătos. Când alergenul se acumulează în cantitate suficientă pentru o reacție evidentă, apare o erupție cutanată mâncărime pe piele. În cazul reacțiilor acute, erupția apare imediat. Poate apărea umflarea labelor, buzelor, pleoapelor, laringelui. În acest caz, trebuie să arătați imediat pisica medicului. Tratament, același execan sau echivalent plus dieta. Este imperativ să donezi sânge pentru un test de alergie, pentru a ști exact ce alimente ar trebui excluse din dieta pisicii. Seborea se dezvoltă ca urmare a glandelor sebacee hiperactive. Haina pare murdară chiar a doua zi după scăldat, baza firelor de păr se lipesc. O pisică are cruste pe piele. Solzi exfoliați plus sebum. Uneori, descărcarea va forma umflături și bulgări urât mirositoare. Tratament complex, curățarea pielii, schimbarea dietei, degresarea ușoară a hainei și a pielii. Motivul secreției abundente de sebum poate fi dezechilibrul hormonal sau o boală cronică, astfel încât animalul de companie trebuie examinat complet. Osteofoliculita este o inflamație purulentă a conductelor și glandelor sebacee. Multe boli ale pielii la pisici, de la stafilococ la seboree, pot provoca această afecțiune. Glanda sebacee se înfundă, puroiul se acumulează în interior, se formează un abces pe piele, care în cele din urmă izbucnește și se usucă. Tratamentul depinde în totalitate de cauză, așa cum a fost stabilită de medicul veterinar. Nu stoarceți pustulele.
Dacă este necesar, acest lucru se va face de către un medic veterinar în condiții sterile. Foliculită, mici pustule în straturile superficiale ale pielii. Există multe motive pentru apariția, dar cel mai adesea este streptococ sau stafilococ, pătrunzând în cele mai mici rânde pe pielea unei pisici, zgârieturi, mușcături de insecte. Fără tratament, se poate transforma în furunculoză, formațiuni purulente foarte dureroase de mărimea unui bob de mazăre mare. Cu foliculită și furunculoză la o pisică, pielea galbenă în zonele afectate, puroiul acumulat sub piele este vizibil. Tratament cuprinzător, schimbarea dietei, imunostimulante, antibiotice, tratament local, carbunculoza, inflamația purulentă a glandelor sebacee și a foliculilor de păr situate în apropiere. În stadiul inițial, se formează o mică bucată, umplută cu puroi. Cosul crește, în interiorul acestuia se dezvoltă necroza țesutului. Pot exista mai multe ieșiri, puroi galben verzui curge din ele. În timp, găurile se contopesc într-una, formând un ulcer dureros plângător. Dacă nu este tratată, mai multe ulcere ale pielii la pisici vă pot ucide animalul. Tratament complex, tratament local, antibiotice, terapie de susținere. Pioderma, o infecție a pielii de natură bacteriană, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, stafilococ etc. Punct inițial, pisica se zgârie, apoi pe piele apar bucăți roșiatice dure. În timp, papulele se măresc și se formează abcese, care se deschid și se usucă. Crustele de pe pielea pisicilor coexistă cu papule dure, preparând și deschizând pustule. Un miros greu neplăcut emană de la animalul de companie. Tratament complex, antibiotice, sprijin imunitar, dietoterapie, tratament local. Eczemă, un proces inflamator cronic care se dezvoltă din mai multe motive, alergii, stres, infecții, boli ale organelor interne etc. Este adesea de natură sezonieră, cu exacerbări primăvara-toamna. Eczemele uscate și umede sunt boli de piele la pisici, în care este necesar să se examineze cu atenție animalul de companie. Simptomele variază de la mâncărime și erupții roz până la zgârieturi severe, căderea părului, răni plângătoare sau pelingul pielii, cancer de piele, modificări mutaționale ale celulelor epidermice, bolile oncologice ale pielii la pisici se pot masca ca dermatită sau furunculoză, pot arăta ca niște umflături inofensive sau pete de vârstă. Diagnosticul se bazează pe rezultatele biopsiei, indiferent de simptome. O vizită la medicul veterinar este o necesitate. O modificare a stării pielii este adesea un semnal unei boli a organelor interne. Infecție cronică, disfuncționalitatea unuia dintre sistemele corpului etc. De exemplu, dacă pielea unei pisici devine galbenă, este suspectată boală de ficat și sau vezică biliară, o nuanță albăstruie a pielii depigmentate indică posibile tulburări în activitatea sistemului cardiovascular. Distribuie pe rețelele de socializare,